Da, de unde ați venit? Raionul Sporeni. Da, cu cine? Eu sunt, urzi acasă am venit. Da, cu ce ați venit? Transport propriu? Da. Da, unde ați parcat mașina? La autobuz am venit. Îi vom respecta încă o dată pe cei care au trăit, care sunt copii ai războiului. Și totodată le vom oferi siguranță tinerilor din Republica Moldova. Ребята, давайте все вместе! Фашизм не пройдет! Фашизм не пройдет! Este ziua de 9 mai. Când sărbătorim ziua mare victorie asupra fascismului. Ei, transport, cine știe, nu a soiet și nu a adus, dar și cu transportul și ala... Ce ați venit? Câte autocare? Ei, un patru Icarusuri, fără pierdele, fără nică. Și trebuie o dată pentru totdeauna să ieșim din dizbinarea geopolitică în care este ținută țara captivă de atâția ani de zile. Nouă mai o poșa și ziua biruință. Și n-aș fi nici cacum ziua Europei. Unii sărbătoresc cu sărbătoare, unii alta vreau să vă întâlnesc. Hai, vă rog, mersi. O zi frumoasă. Dar de ce nu vreți să ne spuneți? Dar v-am spus. Păi pentru dumneavoastră, ce semnă? Noroc, iepuraș de soare. Ce-a fost asta? Ce-a fost 9 mai în Republica Moldova? Ziua Victoriei și ziua Europei. În aceeași zi, da? Asta oficial. Ziua de 9 mai este de câțiva ani mărul discordiei în Moldova astăzi, însă deputații au pus punct dilemei. Astfel, în data de 9 mai, în Moldova vor fi sărbătorite concomitent Ziua Victoriei și Ziua Europei. Gata! Nu mai este dilemă. Eu am auzit asta la știri, înseamnă că e adevărat. Majoritatea parlamentară a decis la sfârșitul lunii aprilie să mai introducă o sărbătoare oficială în calendar, în ziua de 9 mai, Ziua Europei. Și eu, sincer, n-aș avea nimic împotrivă, pentru că aceste două zile se cam pupă una cu alta. Se pupă în sensul bun, nu așa cum se pupă socialiștii și democrații pentru un proiect de lege. Dar se pupă în sens că sunt complementare. Pentru că odată ce s-a instaurat pacea pe continentul european la sfârșitul celui de-al doilea război mondial, Europa a putut să prospere economic, să se dezvolte din punct de vedere social, da? Am o întrebare necesară și deschisă. Prosperitatea economică, dezvoltarea socială, unitatea între mai multe țări, liberul schimb, libera circulație, astea sunt motive de sărbătoare, da? Eu cred că da. Dar sfârșitul unui război este și el un motiv de sărbătoare? Sau poate merită, măcar pentru o clipă, înainte de a deschide a patra sticlă de rachiu, poate merită să ne oprim puțin și să ne gândim că război înseamnă pierderi de vieți omenești. Și tot ce mai bun ce am putea noi face după un război este să tășem o leacă. Și să înțelegem că așa ceva n-ar trebui să se mai repete. Și noi, fiecare de noi, indiferent de culoarea noastră politică, ar trebui să ne dăm silința prin fiecare acțiune a noastră să răspândim cât mai multă iubire, empatie, simpatie, respect în jurul nostru. Nu-i așa, domnul Ion Ceban? Sunteți de acord cu mine? Jos Alianța! Pentru că e normal și confortabil să trăiești într-o societate în care lumea nu vrea să gâtui una pe alta sau staie sau să apese pe butoane roșii pe care scrie lansatoare de rachete, nu? Amu, ne întoarcem la ziua de 9 mai și la protagoniștii, la goniștii zilei de 9 mai, Partidul Democrat, care a organizat, uite, e ca așa ceva. Marți, 9 mai, la ora 12, în Piața Marii Adunări Naționale, de Ziua Victoriei și Ziua Europei, Ozon mai urcă pe scenă o singură dată. Nu pierde sărbătoarea! Ați auzit, ați văzut, da? Este un fel de comasare, cum îi place lui Candu să spună, sau compromis. Compromis. Compromis larg. Compromisul larg pentru a comasa. Comasare care a avut loc. Un fel de dvavadnom. Șampuni, iapalaschevatel. Și aici mai apare o întrebare. Care mai exact din aspectele, elementele acestei sărbători, acestui eveniment organizat de PD, contribuie cumva la unitatea noastră națională și pune capăt dezbinării între noi? A? Poate Vlad Burac, omul care pretinde să fie jurnalist, care citește aproape în fiecare zi titluri de știri în fața la zeci de mii de oameni, îmbrăcat la costum, tânăr, frumușel, lumea trebuie să aibă încredere între însu, nu? Poate Vlad Burac, ieșind pe scenă, înconjurat de simbolica unui partid politic și rostind ea ca asemenea mesaj, poate el contribuie la unitate și înțelegere. Am deosebită plăcere să ofer cuvântul acelui om care s-a implicat extraordinar de mult ca această zi să arate atât de superb cum arată acum, ca acest concert să aibă loc astăzi. Omul care s-a implicat în această zi ca noi să sărbătorim împreună la Chișinău Ziua Victoriei
și ziua Europei. Doamnelor și domnilor, președintele Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc. Da, Vlad Burac contribuie la buna înțelegere. Cel puțin am înțeles cine se face vinovat de acest eveniment. Datorită cui se întâmplă toată frumusețea asta. Dar poate totuși domnul filantrop, despre care publica scria că a făcut o baie de mulțime, poate el a contribuit la unitate. Ia uitați-vă, de după gard, înconjurat de bodyguards, cât de aproape el e de popor, cât de tare îi unește el pe oameni în jurul lui. Dar poate totuși președintele Parlamentului, Andrian Candu, contribuie la unitate cu asemenea mesaj. Trăiască Republica Moldova și trăiască Partidul Democrat. Nu? Cum am o? Simțiți unitatea? O contribuit Candu la unitate? În ziua în care comemorezi victimele unui război și sărbătorești unitatea unui continent, ridici în slăvi și urezi viața lungă unui partid politic din Moldova. O contribuit? Dar hai, ultima variantă, dacă îmi permiteți. Poate totuși, curul interpretei Ana Lesco ne spune nouă tuturor: vernite veru veteranam. Și Vera s-o pavernit? S-a întors, cum s-ar zice. A, poate asta a contribuit. Nici asta. Nu, atunci scrieți-ne în comentarii care din elementele acestei serbări vouă vi s-a părut unificator. Care element a pus capăt dezbinării noastre naționale. Lăsați răspunsurile mai jos în comentarii. Mie personal mi este greu să înțeleg de ce Partidul Democrat, la bogăție de resurse media, resurse umane pe care le deține, o preferat să urle timp de 2 luni despre cât de important votul uninominal, ca la urmă acest vot uninominal să fie mult mai nepopular decât votul mixt propus de socialiști pe ultima 100 de metri. Dar n-a avut timp să promoveze importanța Zilei Europei și să ne explice nouă tuturor, flămânzilor de informații, curioșilor, de ce este important să înțelegem că aceste două sărbători sunt complementare, de ce este important să trăim în unitate. Dar noi iarăși suntem oameni inteligenți, la costum, și ne dăm seama că n-a celor de la conducere să ne vadă pe noi trăind în unitate. Noi, fiind mai rășchirați, suntem mai ușor de manipulat. Divide et impera. Dezbină și stăpânește. Asta se spunea în antichitate și așa se guvernează acum, în Moldova anului 2017. Noi putem la nesfârșit să blocăm troli pe Facebook, să reacționăm la proiecte de legi votate pe furiș. Dar este mult mai important să dezvoltăm în noi o chestie de lungă durată care se numește sămânța discernământului. Ca noi să putem alege, să putem deosebi pizdul de ceea ce este cu adevărat important și are sens. Atâta timp cât socialiști milionari gen Zinaida Greceanu sau Igor Dodon să iasă în fața noastră, a să mărșăluiască de 1 mai și a să ne furi nouă o sărbătoare și a să urli în gura mare despre inegalitate socială, genocid social, dar n-as ne explice în același timp de unde, bled, Zinaida Greceanu în 2008-2011 și-a cumpărat 2 apartamente a câte 150.000 de euro fiecare pentru copii. Și de unde Igor Dodon a avut inspirația să-i dăruiască practic bloggerului Vlad Plahotniuc hotelul Codru din centrul capitalei. Atâta timp cât democrație, o să ne spună că 3 trandașiri și inscripția pe DM înseamnă unitate națională și progres, apoi noi trebuie să-i gonim pe dânși, să-i gonim ca pe niște câini vagabonzi pe plajă în Odessa, când tu te plimbi cu pachetul de chipsuri și îi hamă-i și vor să te muște. Ei vor să ne furi pachetul de chipsuri din mână. Pășol, nor, te-am zis. M-am încălzit. Vă mulțumesc, Iepuraș de Soare, pentru atenție. Emisiunea Lumina poate fi susținută prin contribuții lunare pe patreon.com/fedot. Măcar și cu $1 pe lună. Asta ca și cum eu aș face 4, 5, 6 videouri plus cam tot atâtea live-uri pe lună, dar tu mi-ai pune o bere. Oferta îmi pare super tare. Hei, sunt ceva foarte important. Pe 17 iunie ne vedem la Cluj-Napoca. Fac ultimul meu spectacol de stand-up din seria Hihihaha. Ne vedem la Cinema Dacia la ora 20:20 fix. O să ne vedem, o să ne cuprindem, o să ne hihihaha. Poți să aduci și un prieten, poate chiar o să vă placă. Linkul pentru bilete să-l găsiți mai jos. Pupicei!